una dintre ele s-a rătăcit, nu va lăsa oare în 11 99 și ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Dacă s-ar întâmpla să o găsească adevărat, vei zboa, că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel, nu este vrere înaintea Tatălui vostru, cel din cerul ca să piară pe unul din aceștia mici. Deci va greși ție, fratele tău, mergi și mustră pe el între tine și el. Singur și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura doi sau trei martori să promicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta nici pe ei, spune-l bisericii. Iar de nu va asculta nici biserică, să fie ție ca un părvin și vameș. Adevărat, vrei zvouă, oricât te veți lega, pe nu vor fi legate și în cer. Oricât te veți dezlega, pe nu vor fi dezlegate și în cer. Iar creez vouă că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, iată ziua de luni, după praznicul pogorârii Duhului Sfânt, sărbătorim Sfânta Treime. Deși în cartea care o numim noi Pentecostar, adică slujba care se face de la înviere și până la înălțare, până la detalii, o numește lumea sau ziua Duhului Sfânt. De aceea, uneori mai postim și noi pentru ca Duhul Sfânt să ne lumineze mințile în ziua de luni. Sfântul Evanghelist Matei ne pune înainte această pericopă evanghelică și ne spune foarte frumos. Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul din aceștia mici, că zic vouă, că îngerii lor, în cerul pururea văd fața Tatălui meu care este în cer. Vă spuneam și altă dată, cu altă ocazie, la cuvântul de învățătură, că de multe ori ni se pare nouă că suntem ceva, sau că suntem cineva, și disprețuim pe semenii noștri, poate neavând stare socială înaltă, sau bogăție multă, sau învățătură, și atunci se pare că ei sunt mai de jos. Să știți că înaintea lui Dumnezeu nu este așa. Ne spune Evanghelistul Matei astăzi, nu disprețuiți pe cei mai mici ai voștri, pentru că îngerii lor pururea văd fața lui Dumnezeu. Adică îngerii noștri păzitori pe care îi avem de la botez, văd fața lui Dumnezeu totdeauna, indiferent de stare socială sau materială. De aceea să fim cu aminte ca să nu disprețuim pe nimeni. Pentru că altfel îl supărăm pe Dumnezeu și implicit se răsfrânge asupra noastră mânia lui Dumnezeu. Că și unul omului a venit să caute să mântuiască pe cel pierdut. Ce li se pare? Dacă un om ar avea 100 de oi și una dintre ele s-a rătăcit, nu va lăsa oare în munți pe cele 99 ducându-se, va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să o găsească adevărat de izvor, că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Iată, iubiți credincioși, cât de mult valorează sufletul omului înaintea lui Dumnezeu. Dacă una dintre oi s-a rătăcit, dacă
unul din suflete s-a rătăcit, aleargă stăpânul să-l caute și se bucură foarte mult. Mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Iată, iubiți credincioși, cât de mult trebuie să avem noi grijă ca să nu ne pierdem. Pentru că ce-ar da omul în schimbul sufletului? Ce-ar putea să dobândească lumea toată? Dacă și-a pierdut sufletul, a pierdut tot. De aceea, să încercăm ca să ne dobândim mântuirea sufletului. Pentru că altfel trăim degeaba. Și continuă evanghelistul, deci va greși ție fratele tău, mergi și mustră pe el între tine și el. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine unul sau doi, și din gura a două sau trei mărturii să se sfătornicească tot cuvântul sau tot adevărul. Iar de nu va asculta, nici pe ei spune-l soborului bisericii. Cine nu a ascultat nici pe biserică, să fie ție ca un păgân și vameș. Iar trebuie credincioși, dacă fratele tău ce-a greșit, mergi și mustră. Spune, și vă spuneam eu cu altă ocazie, mi-a dat Dumnezeu cuvânt ca să vorbim. Nu să tăcem. Atunci când trebuie să vorbim, să vorbim. Iar de aceea, rugându-ne lui Dumnezeu să ne dea discernământ. Să știm când să tăcem și să știm când trebuie să vorbim. Este foarte important ca să căutăm pacea, așa cum ne spune Psalmistul David. Caută pacea și o urmează pe ea. Caută pe fratele tău dacă e greșit și cer iertare. Pentru că așa ne spune și rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă, precum și noi iertăm greșiților noștri. Altfel, dacă nu iertăm, cu siguranță nu avem ce aștepta de la Dumnezeu iertare. Pentru că Dumnezeu este un îndelung răbdător, ne așteaptă să ne întoarcem. Dar la momentul când plecăm și părăsim această lume, acolo este judecător, drept și nemitarnic. Acolo nu mai are milă. Și nu putem să spunem dincolo cele trei virtuți, credința, nădejdea și dragostea. Doar una singură trece dincolo de mormânt, dragostea. Odată cu plecarea noastră din această lume, credința, nădejdea dispare. Doar dragostea este cea care trece dincolo de mormânt. Și să fim cu doar aminte să avem dragoste unii față de alții, așa cum vă spuneam și eu, în primul rând față de Dumnezeu. De aceea trebuie să ne cerem iertare în iartă. Să ne iertăm. Pentru ca și Tatăl nostru cel din ceruri să ne ierte. Și apoi închide Evanghelia. Și ne spune că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Iată, iubiți credincioși, cât de minunat. Rugăciunea particulară o facem noi acasă, în singurătate. Dar, vedeți, este cultul public unde trebuie să fim împreună. Doi sau trei, sau două, sau 300, sau 5.000, sau foarte mulți adunați, pentru că acolo este Dumnezeu în mijlocul lor. Ne spune, dacă doi se adună pentru a cere un lucru de la Dumnezeu, care este folositor, Dumnezeu va împlini. Pentru că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.
i-au primit credincioși. Aceasta putem să o asemănăm oarecum cu Sfânta Treime, cea pe care o să vorbim astăzi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, unimea cea între ei sfântă. Dumnezeu cel întreg în persoane, care mintea noastră nu poate să o cuprindă. Cum poate să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt un singur Dumnezeu? Acestea toate s-au fixat la Sinodul 1 și 2 Ecumenic, 325 și 381, când nebunul de arie nega Dumnezeirea Fiului, iar Macedonia nega Dumnezeirea Duhului Sfânt. Și acestea s-au fixat și mărturisim noi în fiecare Sfântă Liturghie sau fiecare în particular acasă simbolul credinței. Și într-un Duhul Sfânt punem acolo la cred, care din Tatăl purcede. Este Tatăl Creator, Fiul este Cel Mântuitor, iar Duhul Sfânt este Cel Sfințitor, care este plenar în lume până la sfârșitul viacului. Acesta este Cel care sfințește, așa cum vă spuneam și ieri, Sfintele Taine, pâinea și vinul pe altare, în trupul și sângele Domnului. Acesta este Cel care se coboară la Iordan și sfințește apele, Cel care binecuvântează și sfințește aghiazma pe care o sfințim noi, Cel care vine și sfințește Sfântul și Marele Mir în Joia Mare, la Patriarhia Bisericii noastre, unde se adună tot Sinodul și prin invocarea Harului Duhului Sfânt se coboară și sfințește. Este Cel care îl folosim la botez, una dintre tainele care se folosesc la botez, mirungerea cu Sfântul și Marele Mir, și se sfințesc și se cârnosesc bisericile și altarele bisericilor și ale mănăstirilor cu acest mir. Acesta este Duhul Sfânt care este sfințitor și sfințește toate și este plenar în lume până la sfârșitul viacului. Aici vedem unimea Treimii. Ei, dacă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt una sunt, iată, așa ne vrea și pe noi Dumnezeu. Ca toți fiii bisericii să fim într-un cuget, într-un gând, într-o unire, într-o pace, într-o liniște și neîncetat să slăbim prea Sfânta Treime. Pentru că, să știți cu siguranță, fiecare dintre noi avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu poate să existe fără noi, fără creația sa. Oameni, animale, păsări, copaci și așa mai departe. Poate să existe, dar noi nu putem fără Dumnezeu. Există o dintre din limba latină, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Orice facem, să facem cu Dumnezeu și să-L chemăm de fiecare dată în viața noastră să lucre alături cu noi. Pentru că dacă ne începem noi lucrul fără Dumnezeu, ne lasă Dumnezeu. Ei, fă tu! Și vezi că nu ți este bine. Și apoi îți aduce aminte, oare nu trebuia să-L chem și pe Dumnezeu cu mine alături? Ei, așa trebuia. Totdeauna lucrul tău să-L încep cu Dumnezeu. Totdeauna lucrul nostru, vii fericioși, să-L începem cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Nu putem să adăugăm lăsatura noastră un post măcar. Nu putem. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a adus iarăși împreună, pentru că suntem împreună și pentru că numai așa putem să dăinuim ca și creștini, ca și nație, ca și popor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.